Bună seara, dragi telespectatori ai postului CNS, iubitori ai sportului și nu numai. Ne regăsim la o nouă ediție cu un sport mai puțin mediatizat, dar destul de important și frumos prin natura lui, și anume mountain bike, cross country ca și probă, o probă de dificultate majoră prin locuri deloc facile. Și am adus în cadrul emisiunii practicanții acestui sport din municipiul nostru, care vor relata pe amploare ce se practică de fapt și care este natura și latura frumoasă a acestui sport. Voi începe prezentările cu Năstase Constantin, Eu. Siciureanu Alex și Dorcu David. Pentru început, o să încercăm să conturăm și să rugăm invitații să ne explice în detaliu care sunt probele, care sunt detaliile de concurs și care sunt etapele în care se desfășoară aceste concursuri. Și îl întrebăm pe domnul Constantin, el fiind cel mai titrat dintre cei prezenți, cum s-a apucat de sportul acesta. Care au fost competițiile la care a participat anul ăsta, eventual necesitățile financiare și dedesubturile tehnice ale acestui sport? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră care ne urmăresc. Prezentarea ați făcut-o dumneavoastră. Să începem cu începutul. Deci, pentru o anumită împrejurare, am intrat în posesia unei biciclete anul trecut, în luna iunie. La început nu am vrut să merg pe ea, deci nici nu m-am gândit, practic, să mă apuc de ciclism. Dar după vreo lună zile, după ce am pus un anunț pe OLX privind vânzarea ei, m-am gândit totuși să o folosesc. Încep cu această prezentare tocmai ca să înțeleagă oamenii că am început de la zero. Deci a Deci fost o este decizie de moment, să o înțelegem. decizie de moment, da. Tuturor le este la îndemână chestia asta și nu trebuie să le fie frică. Deci nu trebuie să practice neapărat anterior, să avea antecedente de sportiv ca să apuce de mountain bike sau de ciclism în general sau orice sport. Bun. Deci, practic, mi era frică să merg până la Horia și înapoi cu acea cursieră, cu toate că era o cursieră performantă, foarte ușoară, din carbon. Și, ușor, ușor, anul trecut, în luna iulie, timp de 3 săptămâni cât am avut concediu de odihnă, în fiecare dimineață la ora 7, aveam program de 2 ore de mers cu bicicleta, bineînțeles. Nu mai spună de aici febră musculară și toate cele. Abia după 3 săptămâni de mers pe bicicletă, m-am gândit totuși, fiind singur pe șosele, e monoton. Am intrat pe o pagină de socializare, prin care, bineînțeles, am căutat prieteni cu care să mă alătur din Roman, care merg pe bicicletă. A fost dificil să găsiți astfel de prieteni? Nu, a fost foarte ușor chiar. Deci, practic, am tastat MTB sau bicicliști amatori, ceva de genul ăsta, pe criteriul ăsta. Bineînțeles că am găsit un grup de prieteni care deja era format și mergeau pe bicicletă de câțiva ani. I-am contactat, bineînțeles, au fost foarte deschiși cu mine, chiar au fost încântați că vreau să mă alături lor. Ne-am întâlnit și am ieșit la ture. Aici a intervenit altă problemă. Eu, având cursieră și având biciclete bune și biciclete pentru mountain bike, a trebuit să-mi achiziționez o bicicletă A, tip mountain specificația bike. ar fi că, dacă nu greșesc, cursiera este pentru viteză, E pentru șosea. E șosea, strict pentru șosea. iar cealaltă tipologie de bicicletă este pentru teren accidentat. Exact, pentru teren Așa. accidentat. Ca atare mi-am cumpărat o bicicletă pentru teren accidentat. Am început să ies cu băieții. Asta se întâmplă în luna iulie. Deja în luna septembrie, și aici mulțumesc unui prieten de-al meu care mi-a insuflat ideea asta, mi-a zis: Costi, mergi la o competiție, să vezi cum este. O competiție de bicicletă. Da, adevărul este cadrul competițional îți dezvoltă un pic pasiunea și te ambiționează, pentru că acolo nu mai interacționezi doar cu un grup, ci cu oameni cu mentalități deschise spre performanță și Exact. motivația crește. Exact. Și ca atare am mers la primul meu concurs anul trecut, care a fost la Gura Humorului, Bucovina Maraton se numește. Am participat la concurs ca să particip. Da, deci a Practic, fost la început. curiozitatea A fost începătorului. curiozitatea începătorului,
Nu era vorba pe atunci de performanță, de ceva de genul ăsta? Nu, dar totuși un palier în care te încadrai pentru autoverificare, ca și orice sportiv, faci niște evaluări, nu? M-am evaluat exact după ce s-a terminat concursul. Așa. Ideea este că de la concursul ăla m-am îndrăgostit remediabil. Asta e exact sintaxa care deci folosesc. Deci acolo a intrat virusul în sânge, ca da, să zic așa, mai profund. Efectiv, am început să-mi placă la maxim. După concursul a urmat la 3 săptămâni Bicaz Maraton, la fel a fost un pic de autoevaluare, după care în iarna trecută, când a început să fie vremea nefavorabilă pentru ciclism, am mers la sală, bineînțeles, cum se antrenează majoritatea, unde, într-adevăr, am depus un efort puternic acolo la sală. Da, există și bicicleta de sală cu care poți să și bicicleta și nu numai menții, exact, nu, ca da. Și paralelă pentru da, sport da, în sine. Da, am folosit și bicicleta de sală și alte aparate, bineînțeles. Iar anul ăsta am început, pot zic așa, mai în forță. În februarie, primul concurs care l-am avut anul ăsta la Iași, Rost pe Gheață s-a numit, un concurs foarte frumos care recomand tuturor. Acolo chiar am obținut și un podium, o medalie, după care am început să continui cu un... Am mers la București, acolo unde am participat la brevetul de 100 de kilometri, unde, bineînțeles, l-am și obținut și într-un timp destul de bun, după care, ușor, ușor, am început să merg constant la concursuri. S-au adunat 17 anul ăsta. Da, e o cifră demnă de admirat, pentru da. Că deja pasiunea intrând în sânge genera... Care a fost, de fapt, sentimentul când ai urcat prima dată pe podium? Nu știu cu ce l-aș putea compara, dar e extraordinar. Deci, extraordinar e sentimentul. Acolo este raportul sau, să zicem, răsplata emoțională a efortului depus exact, anterior. Exact, pentru că aia este exact. O certitudine, o confirmare a muncii. Exact. Deci faptul că într-un timp relativ scurt, spun eu, de când practicam bicicletă, mountain bike, am ajuns pe podium. Și asta m-a impulsionat foarte mult ca să continui mai departe, bineînțeles. În timpul a fost scurt, dar anterior ai mai practicat și alte sporturi. Da. Am practicat 7 ani jumate de lupte greco-romane, unde la fel am fost campion național, balcanic. Deci este performanța anterioară da. Care a stat... Orice sport exact, are da. Farmecul lui, să definim chestia. Dar fiecare disciplină are ceva aparte, da? Sigur că da. Și fiecare atrage prin anumite elemente. Sigur că da. Deci aici răsplata prin urcarea pe podium deja este o, îți creează o stare emoțională sigur, aparte. Sigur că da. Și mai sunt niște elemente, ca să vreau să înțeleagă telespectatorii că a face un sport nu neapărat ciclism, indiferent ce sport, este ceva extraordinar. În primul rând, din punct de vedere fizic, toată lumea știe, deci nu e suficient ca să ții dietă strictă, care toate dietele sunt costisitoare. Dacă nu practici, efectiv un sport. Da, dietele trebuie să aibă și o bază tehnică și un randament și mai ales trebuie să avem în primul rând la ca și calcul energetic în ceea ce privește caloriile și proteina și vitaminele din organism ca să nu clacăm energetic în primul sigur, rând. Sigur. O dietă te poate tăia. Ca să folosim un termen mai popular. Sigur, sigur că da. Deci eu încurajez oricine să apuce de un sport, indiferent ce sport. Ciclismul este un sport care antrenează foarte multe grupe musculare. Și multă lume nu știu de fapt câte beneficii poate avea ciclismul. Deci începând de la sănătatea mentală, ca să pot spune așa. Da, imens sana în corpore deci, sana. Exact. Deci sana, în momentul în care practic ciclism și încep chiar să-l practic de performanță, au loc niște reacții în organism, reacții de bine. Chiar și soția mea a remarcat că sunt un alt om, deci când ajung după un 3 ore, 4 ore de pedalat intens, când ajung acasă, îmi spune, mă, ești mai calm, ești un alt om. Deci, efectiv, e cumva o încărcare emoțională pozitivă, prin care descărcăm exact. Anumite elemente exact. Negative și tonifiem și organismul, exact. Reglăm și latura cardiacă, exact. Trebuie stimulată și chestia asta, sigur mai ales da. La ciclism, folosim mult cardio. Exact. Și dezvoltăm și un echilibru mental, că asta desigur. Este o latură câștigătoare. Acum, aș vrea să-l întreb și pe Alex, dacă se poate, să ne povestească cum a ajuns în acest grup și ce l-a determinat să aplice acest sport. Bună seara!
Legat de ciclism, eu am ajuns din întâmplare în contextul ăsta, în contextul viitorului club MTB Roman de mountain bike, la o întâlnire pe care am organizat-o cu ocazia unui eveniment Masa Critică, Masa Critică fiind un eveniment la care m-am gândit pentru comunitatea de aici de bicicliști, chiar dacă sunt de performanță, chiar dacă sunt de... Bicicliști în general, pentru că da, nu, este și latura de plăcere a sportului, să definim și așa, nu doar latura de performanță. Da? Voi sunteți, ca să mă exprim așa, elitele din zonă, pe latura sportului cu bicicleta. Nu suntem chiar elitele. Să zicem, nu, că am mai adus în emisiune și alții performeri care participă și la maratoane și la Iron și la așa mai departe. Dar voi pe latura de mountain bike, să zicem așa, de cross country, sunteți exponențial, să zicem. Da. Alex, cum? Deci ai început să mergi la evenimentul creat pentru zona noastră. Da, Masa Critică a avut primul eveniment a fost în octombrie și atunci m-am întâlnit și cu Costi, mai târziu și cu David și mi-au făcut foarte mare plăcere să văd niște oameni care sunt pasionați de niște lucruri. Pentru că implicarea emoțională atrage și alte empatii în domeniu, atrage și alți oameni. Deci, da, oamenii care au fost până acum în comunități nu trebuie să fie neapărat de biciclete sau de bicicliști. Știu sigur că o comunitate înseamnă mult mai mult decât ceea ce ea face și asta înseamnă relații între membrii și într-un fel distracții poate sau... Da, se poate extrapola pe o latură pozitivă a domeniului, nu neapărat să fim sportivi de performanță, și iubitori a sportului, și practicanți, simpli practicanți, fără... obiective majore, dar și apoi tu, cum ai trecut la această latură de practică competițională? A fost mai mult o provocare pentru mine, o motivație a mea personală de a face, de a fi mai activ din punct de vedere fizic, pentru că stând la calculator în fața unui monitor, poate mai multe ore pe zi decât ar trebui, simțeam nevoia asta, o cerea organismul, cum se zice. Deci ai încercat să combați în oarecare măsură sedentarismul. Da, da. Trebuie să fii conștient de anumite chestii, poate înainte să se întâmple eventual boli care ar putea fi provocate de un anumit stil de viață și de asta am ales să intru într-un mediu în care poate e mai fizic, poate e mai... La începutul anului, știind că în vară aveam în programat, sunt tot așa, o ieșire cu băieții, câțiva prieteni de prin Iași, de prin Germania, care mergeau în Croația la o tură cu bicicleta acolo. Nici nu aveam bicicleta la începutul anului și am început să mă pregătesc și tot așa, puțin cu sală, puțin cu asta. Am reușit să trag și mi-am și luat bicicleta cu vreo două zile înainte să plecăm și chiar a doua zi după ce mi-am luat bicicleta am fost la primul concurs, ăsta de spunea Costi de la Gura Umorului, Bucovina Maraton, care a fost pentru mine ceva, cum să zic, out of this world, cum se zice, sau din afara contextului care eram eu obișnuit, dar totuși a fost... Ai intrat cu totul și cu tot altă lume. Da, nu știam unde mă duc, asta e clar, pentru că după aia stăteam și mă gândeam... Băi, aveți niște povești așa frumoase, deci Costi a plecat de la a vinde o bicicletă și a ajuns să mai cumpere una, da? Chiar ai plecat de la video cursieră și ți-ai luat, nu, mă refer la aspectul că ți-ai luat prima mountain bike după ce ai vrut să o vinzi pe cealaltă pe care ai primit-o, da? La tine observ că modul de socializare te-a deschis în latura asta, dar ți-ai luat bicicleta înainte de a pleca cu o zi. Deci, dintr-o etapă... Înainte cu zi de concursul ăsta la care am fost, dar înainte cu vreo 3-4 zile înainte să plec. Am tot amânat pentru că am stat și am căutat foarte mult pe net și m-am documentat efectiv ce înseamnă bicicletă bună și ce înseamnă... Pentru că stând pe bicicletă, sunt într-o anumită poziție, e foarte important poziția corpului, e în așa fel încât să nu fac mai mult rău decât bine. Pentru că poziționarea întotdeauna contează în ceea ce privește latura de coloană, în primul rând, că acolo discutăm zona lombară și zona sciatică, pentru că o calitate bună a bicicletei înseamnă un plus în sportul respectiv, ea fiind instrumentul de bază, așa este. Bineînțeles, da. Și pentru că probabil face și diferența la un anumit nivel în competiții. E adevărat.
Deci la asta ne raportăm. Da, da, am vrut să fiu o bicicletă pentru mine, pentru că eu sunt mai înalt și, nu știu, am o anumită greutate, poate și raportul picioare-trunchi e altul față de oricine altcineva. Am ezitat să-mi iau ceva la mâna a doua, sau la second hand, cum se zice, și am vrut să-mi iau ceva care să mă țină pe o perioadă mai multă de timp. Deși știam că plec în Croația și am o din asta de 2 săptămâni care o să fie șosea, mare parte, ar fi mers o cursieră. Dar am zis că vreau să fac după aia poate niște chestii care nu sunt pe hartă. Nu sunt normale pentru cursieră. Da, da. Ia să-l întrebăm acum și pe David, care este mezinul grupului din seara aceasta. David, povestește și tu așa, pe ansamblu, cum te-ai dus în zona asta, în sfera asta bicicletei? Seara tuturor. M-am apucat de ciclism acum 2 ani. Mergeam singur prin oraș, mă plimbam seara, la amiază, mă plimbam singur. N-aveam cu cine să merg și mă tot plimbam și nu găseam pe nimeni cu cine să merg. Și după câteva luni am găsit un prieten de vârstă cu mine care mi-a recomandat acest grup. Și am zis să-i dau o șansă acestui grup și să merg în el. Am fost la prima întâlnire cu ei, care a fost foarte faină, mi s-a părut foarte tare și am zis să rămân în el. Bineînțeles, am mai mers și la următoarele ieșiri cu ei și tot așa și a început să-mi placă aceste ieșiri. Ca idee, acum să definim mai clar, practicând singur n-ai aceeași motivație ca și atunci când ești într-un grup. Pentru că în momentul în care ne integrăm într-un grup, apare competiționalul, da? Da. Pentru că ceilalți o să arate o valoare pe care tu dacă nu ai, să vrei să o demonstrezi și tu, și invers. Tu dacă ai o valoare mai mare, ei o să dorească să ajungă la aceeași valoare cu a ta, nu? Cam asta e spiritul de competiție. Din punct de vedere mental, te-au ajutat să-ți găsești un echilibru, să-ți găsești un reper în chestia asta? Da, m-a ajutat foarte mult și m-am făcut să gândesc altfel, să deci ți-au dat și un plus în, să zicem, în maturitate, așa, în gândire. Da. Da, e o chestie destul de plăcută să socializezi și să, că voi aveți un palier de vârstă destul mărit. Da. De exemplu, domnul Constantin concurează la 40+. 40+, da. Da? Alex concurează la 30-40, iar David la 15-18, da? Tu fii mezinul. Acum să-l întreb pe Costi. Spune-mi, te rog frumos, MTB-ul, clubul ăsta, ce reprezintă de fapt? Ce este el la bază? Deci grupul inițial s-a numit Grupul Bicicliștilor Amatori din Roman. A fost un grup creat de niște prieteni de ai noștri, prin care găseau modalitate mult mai ușoară de a se întâlni și de a ieși pe ture, cum spunem noi. Nu vorbesc de antrenamente, pe ture. Plimbări. Din acest punct de vedere, pot să spun că Romanul, vorbind traseistic, și, da, este privilegiată privința asta, pentru că avem o mulțime de locuri frumoase, o trasee. O zonă în care poți extrapola și pe șosea și dealurile din apropiere pot ajuta. Eu mă refer la strict la mountain bike, la mountain bike. Deci avem un traseu foarte bun care se pot antrena atât elitele, categoria elit, atât categoria amator și de ce nu și copiii. Deci avem, eu mergând anul ăsta la concursurile la care am fost, vreau să spun că chiar am sărit de la una la alta. Am postat la ultimul concurs care am fost lângă București. Am postat pozele de la concurs efectiv și am scris acolo: sunt mândru de traseele care le avem în jurul Romanului, traseele romașcane. Intenționăm anul care vine să introducem în circuitul național un concurs de mountain bike la nivelul nostru. O inițiativă demnă de luat în calcul, pentru că eu recunosc, spre rușinea mea, nu am știut de existența voastră, ca și grup. Eu, fiind romașcan, problematica este alta. Încercăm să facem cunoscute toate sferele sportive din zonă, pentru că
Iată, tu ai urcat pe podium la competiții naționale, da? Alex urmează să pregătească să intre și el mai... A luat și el podiumul. Mai bine în... Chiar locul bun e anul ăsta. Deci ai prins și tu podium. Sigur că da. Nu, David mai mult. David mai mult. David, da. Deci fiecare dintre voi ați început să simțiți așa și cu puțin, să zicem, cu implicare mai mare și gustul succesului cumva, pentru că aia reprezintă o... Da, noi deja ne-am format niște repere. De exemplu, eu anul ăsta mi-am propus la începutul anului să mă încadrez la toate concursurile în prima jumătate a concurenților. Dar să întrebăm, ca să știe și telespectatorii, cam care ar fi numărul de participanți la o astfel de competiție? Deci cei mai puțini participanți au fost la Stejarii Seculari, un concurs tot din mountain bike organizat în Comuna Cristian, județul Brașov. Au fost vreo 170 acolo. Deci vorbim de un raport de participanți destul de mare. Deci cel mai mic. Iar cel mai mare, cei mai mulți participanți la un concurs au fost la Maratonul Vinului, unde au fost în jur de 800 de participanți. Da, e o cifră consistentă, nu punem la îndoială. Deci este un sport cât se poate de serios și cât se poate, concurența că, destul de mare. Ideea în sine este că în momentul în care practic ciclismul, cunoști foarte multă lume și e proastă ideea, prostă înțeleasă că sportivii nu urmăresc neapărat latura educațională să-și formeze un viitor în viață. Nu este adevărat. Deci am cunoscut foarte mulți oameni de calitate, începând de la ingineri, doctori, manageri. Da, păi, ca să fim realiști și să recunoaștem aspectul ăsta al... Deci latura sportivă este cu totul și cu totul latura plăcerilor noastre. Da. În cotidian, fiecare are câte un job sau câte o ocupație adiacentă, da? Exact. Deci lumea trebuie să înțeleagă, noi fiind în Europa pe locul 2 la obezitatea infantilă, trebuie să înțeleagă ca să practice, să ardă grăsimile efectiv. Să facă mișcare. Să facă mișcare, să facă un sport, nu neapărat, eu nu mă refer strict la ciclism. Care poate ciclism, e nemaipomenit. De exemplu, mulți fug de latura asta ce ține de ciclism din cauza costurilor. Mulți merg cu ideea preconcepută că trebuie să investesc foarte mulți bani în ciclism. Dacă ar fi un sport scump. Asta nu este adevărat. Eu vă spun, deci, anul ăsta, în luna aprilie, am avut plăcerea să-l găzduiesc pe un tip, Cristian Gheorghe se numește, ultramaratonist, foarte bun, un tip de 25 de ani care a făcut turul României cu o bicicletă cumpărată din București cu 8 milioane jumătate. Și a făcut turul României. A făcut turul României. Anul ce vine o să facă din nou turul României și o să treacă pe la mine, bănuiesc că am mai învățat și el să-și cumpere una mai bună. Dar vreau să spun, nu trebuie neapărat să pornești cu o bicicletă foarte scumpă. Da, nu, la prețuri exorbitante, da. Deci nu-i treabă, deci orice cine se poate lua. La noi nu există diferențe de religii, nu există diferențe de vârstă, nu există de etnii. Pot veni orice cine să ne se alăture, să practice sport cu noi. Deci cam același fenomen l-am întâlnit și la cei care au participat la emisiunea aceasta, cei care reprezentau latura de anduranță, maraton și așa mai departe. Și povesteau același fenomen. Dom'le, nu e important să câștigi, că nu putem fi toți campioni. Sigur că da. Dar importanța practicării unui sport trebuie subliniată constant datorită beneficiilor. Sigur. Și datorită aspectului că trebuie să și motivăm pe alții, să dăm exemplu la noi, cerem tinerilor, bă, nu fumați, bă, nu faceți aia, nu faceți, haideți să le și arătăm ce pot face, pentru ca ei să ia o decizie, să aibă mai multe repere din care să aleagă și să ia o decizie mai în cunoștință de cauză. Sigur că da. Și prin chestia asta încercăm să subliniem ceea ce ai stipulat și tu. Nu e important să câștigi, este important să lupți pentru un loc, nu suntem ipocriți să nu subliniem că luptăm pentru un loc, sigur că dar da. Mai important e latura socializării și a dezvoltării fenomenului în sine. Exact, ai ocazia să întâlnești oameni pe care din alt punct de vedere instituțional îl privești cu alt ochi, în momentul în care alți ochi, în momentul în care optica. Exact, în momentul în care ieși la ture cu ei. Da. De exemplu, ne raportăm la Roman. Da. Deci în Roman am întâlnit foarte mulți oameni de calitate. De calitate mă refer din toate domeniile, da, cu și oameni cu influență. Grade, cultură, cu dezvoltat, exact, cu influență. Carismatici și, exact. Și așa mai departe. În momentul în care practici ciclismul, nu există. Toți suntem ca o frăție. Corect. Este ca o frăție. O egalitate. E egalitate între... O să continuăm dezbaterea pe baza
tematicii care am definit-o în seara asta, după normal pauza publicitară, și vom reveni cu noi detalii în raport cu sportul acesta.